Sunt suspiciuni de viol după școala de vară a Partidului Aur. O fată de 17 ani care participa la reuniune a reclamat la poliție că s-a trezit dimineața în camera de hotel cu dureri în zona intimă și urme de sânge. Acum este anchetă. Cu mai multe detalii despre caz vine colega mea Ana Maria Maxim. Ana, bună seara! Ce se știe până acum? Bun găsit tuturor! Fata, care este din județul Ialomița, a ajuns la Neptun cu o delegație Aur pe 15 septembrie. Noaptea, în jurul orei 23, mama fetei s-a panicat după ce adolescenta nu i-a mai răspuns la telefon și a sunat la poliție. Un echipaj din Neptun a fost trimis la hotel. Reprezentanții IPJ Constanța susțin că fata le-a spus polițiștilor că nu a fost victima vreunei infracțiuni și nu prezenta urme de violență, așa că polițiștii au plecat. A doua zi dimineața, adolescenta s-a trezit cu dureri inghinale și sângerări. Ajuns acasă, în Slobozia, l-a povestit părinților că vineri seara a băut în compania unor persoane din delegația partidului și că mai departe nu își mai amintește ce s-a întâmplat. Părinții au mers cu ea la spital, legiștii au confirmat că fata întreținuse raporturi sexuale cu o seară înainte, cei de la spital au anunțat și poliția, IPJ Ialomița face acum cercetări sub supravegherea parchetului, vorbind despre o infracțiune foarte gravă, viol. Inițial, reprezentanții Aur au spus printr-un comunicat că singurul incident despre care știu este că o minoră a fost găsită într-o cameră de hotel într-o stare avansată de ebrietate. Ulterior au revenit și au anunțat că au pus la dispoziția poliției listele cu participanții la eveniment, dar și imaginile de pe camerele de supraveghere. Deputatul Aur, Antonio Andrușceac, a mai spus că cei doi bărbați pe care fata îi acuză sunt și cei care s-au oferit ulterior să o ducă acasă în Slobozia și au și făcut-o.